Salutare și bine v-am regăsit la o nouă prezentare! Astăzi am luat la test noul Citroen EC4X, de fapt, pentru că avem versiunea electrică a fratelui Sedan pentru uh, C4. Noua generație C4 a primit uh, de curând și această versiune Sedan sau un crossover, pentru că este cu de toate. Este. Uh, un model de segment C, deci un model compact, înălțat, un crossover. Și vom vedea pe parcursul acestei prezentări cu ce diferă de fratele său hatchback. Partea din față este absolut identică cu aceleași faruri full LED, proiectoare în partea de jos le vedem acolo, înconjurate de ornamentul gri satinat, cu jantele pe 18 în standard și binecunoscutul air bump cu protecția pentru prag, și inscripția E pentru că avem de a face cu un model complet electric. Exemplarul de față este dotat cu versiunea mai slabă de motorizare, 136 de cai, 260 Nm cuplu, bateria de 50 de kWh, care, după cum declară Citroen, ar trebui să fie bună pentru 357 de km maximum, dar vom vedea la bord cât am Reușit pe parcursul testului cu această mașină. Silueta este alungită, vedem că este mai lung decât hatchback-ul, este mai lung cu 20 de centimetri decât uh, fratele său C4 obișnuit. Până în această zonă, deci inclusiv cu ușa din spate, mașina este la fel. Până la ușa din spate, mașina este la fel, diferența se face aici în partea din spate, unde, cum spuneam, a fost uh, alungită cu 20 cm și a fost creat acest crossover sedan. Așa arată și din spate mașina, cu stopurile care ne aduc aminte de C5X, exemplu. Alungite, care se întind așa pe uh, panoul lateral și protecții din plastic negru și un pseudo difuzor din plastic negru, lucios, și inscripția EC4X. C4X poate fi cumpărat și cu motorizări termice, de altfel, dacă uh, nu căutați o versiune complet electrică sau nu vă satisface nevoile. Probagajul are deschidere manuală și măsoară 510 litri. 130 de litri mai mult decât la uh, fratele său hatchback. Cam așa arată Spații de depozitare și pe lateral, avem și ski hatch, după cum se vede, mai multe spații pe laterală în dreapta și sub podeaua falsă avem spațiu pentru cablurile de încărcare. Cum spuneam, acționare manuală, nici nu-i găsesc. O, rostul aici este ușor de închis. Inscripția Citroen cu negru oferă un contrast... Frumos în acest caz. Pe dreapta avem pe stânga, de fapt avem portul de încărcare 100 de kW maximum DC, 11 kW pe AC, deci la curent alternativ. 7,4 uh, încărcare domestică, 7,4 kW încărcare domestică. Frâne cu disc atât pe față cât și pe spate, doar că în spate avem uh, discuri pline, nu sunt discuri ventilate. Așa arată și în spate. Aceste ornamente specifice modelului electric C4 electric și C4X electric, materiale tari pe partea pe fața de ușă și o imitație de piele cu un burete moale în zona cotului. Așa arată și tapiseria pe acest model de top. O Configurație cu piele naturală, acesta ar trebui să fie pielea naturală și acesta ar trebui să fie imitația din piele, dar se simte bine. Scaunele sunt foarte moi, cu un strat mai mare de spumă cu memorie, tipice Citroen. Și avem și o cotieră cu două suporturi de pahare și aici un suport pentru, nu știu, pixuri, creioane și ce mai vrem să punem noi aici. Avem și gur de ventilație și două porturi USB, unul USB-A și unul USB-C. Să ne mutăm la partea din față. Unde avem materiale mai bune pe fața de ușă. Aici avem material moale. Se vede că degetul uh, uh, intră mai mult. Aici avem o imitație din piele. Tot imitație din piele. Comenzi pentru geamul și oglinzi. mânerul de deschidere. Un spațiu destul de mare de depozitare, ceea ce apreciez. Și scaunele Citroen Advanced Comfort semi electrice, pentru că se reglează spătarul și șezutul sus jos. Nu are reglaj pentru balerea șezutului ca în leagă, să așa, pentru susținere pentru pulpe, în schimb are masaj și suport lombar cu reglaj electric, ceea ce, din nou, este un plus pentru călătoriile mai lungi. Volanul la fel, îmbrăcat în piele, se simte bine la atingere și haideți să luăm loc la interior, să vorbim și despre consumuri și autonomii, bineînțeles, pentru că ne interesează într-o mașină electrică. Așa arată tabloul de bord de 5 inch. Putem selecta mai multe ecrane, eu mi-am pus, de exemplu, consumul aici, 13,6 kW pe 100 de km pe ultimii 250 de km parcurs și am prunut mașina cu bateria uh, plină și cam așa arată până acum statisticile mai am 94 de km autonomie, 27% uh, rămas în baterie și 250 de km parcurs deci ei declară 357 autonomie pe maximă eu zic că se poate obține destul de ușor se pot obține destul de ușor 300 de km cu această mașină, așa arată și ecranul central de 10,25 inch, de aici putem uh, modifica anumite setări, aici avem de exemplu asistentul pentru menținerea benzii, îl voi porni și dacă vrem să-l dezactivăm trebuie să și confirmăm și dacă ne întoarcem aici avem sertarul cu aplicații pentru media, pentru Android Auto și Apple CarPlay, uh, ambele wireless dar și cu fir sistemele de asistență, asistentul vocal și așa mai departe. Avem etajul climatizării cu comensuice, ceea ce îmi place foarte tare, scaune încălzite pentru șofer și pentru pasager. Și pe stânga avem și un head-up display, comenziile pentru head-up display, volan încălzit, acționarea porbagajului și parbriz încălzit și sigur ați văzut afară avem și o trapă panoramică cu deschidere completă. Foarte mult piano black, ceea ce nu-mi place neapărat pentru că se văd toate firicele de aproape, se zgârie și în general este greu de întreținut. Aici avem un pad de încărcare wireless cu un port USB-C și un port USB-A Aici avem un loc de depozitare care se transformă în alt spațiu de depozitare și o priză de 12V Un suport pentru tabletă pe care se poate monta cu un ajutorul unui adaptor special de la Citroen. Un sertar pentru depozitare și un torpedou destul de mare, necapitonat, dar măcar își face treaba. Din nou, urele de ventilație și fața de ușă cu comenzile pentru geamuri. În centru, cum știm, selectorul transmis la Citroen, modurile de condus normal sport și eco, după cum le știm, și o cotieră extensibilă, foarte plăcută la drum lung, și avem și două suporturi de pahare. Și cât despre preț, această mașină, în configurația pe care noi am testat-o, costă 45.990 de euro cu TVA inclus, înainte de orice reduceri prin programul Rabla, bineînțeles. Și până data viitoare, numai bine, găsiți în curând testul scris și pe promotor